Salutare! Sunteți la colțul lui Lau. Colț aparte internet. Colțul tehnician la IT. No! Astăzi, iubita mea trotinetă s-a găsit să-mi facă o surpriză. Când am făcut schimburile de consumabile, am uitat și eu și mecanicul să resetăm calculatorul. Iar astăzi, drăguța de ea a zis, no, știi ce, eu ți arăt o mică surpriză, îmi scrie inspecție în bord. Faza mai mișto e că ori n-am căutat eu bine pe net, ori am fost prea leneș, ori n-am avut timp. N-am mai găsit exact cum am încercat ce am găsit, dar nu merge, ceva nu-mi fac eu bine. Se resetează martor. Practic nu e un martor, doar când bagi cheia în contact, îți apare inspecție, mie îmi apare inspecție 1000 și teoretic într-o 1000 de kilometri, teoretic, dacă am trăit într-o țară civilizată în care apa caldă, curentă și WC-ul nu e în fundul grădinii, tu ce cauți acidita mai tancu, te duce la reprezentanță și ai rezolvat problema. Aci, dacă te duci la reprezentanță ca să rezolvi această problemă, te uscă. Da. Vă mai aduceți voi aminte de episodul ăla meu cu mecanicul și atomocentrala? Na, amicul ăla meu mecanic l-am sunat, i-am zis, bă, uite ce pociong mi-au făcut. Și asta, bă, eu mă duc să mănânc, dar într-un sfert de ceas poți să vii la mine și rezolvăm problema. Că la el îmi fac eu și schimburi. Și băiat bun. Da, o să-i rămân dator cu o bere, două, trei, pentru treaba asta, dar asta e. No, mare, asta vreau eu totuși să fac un tutorial cum să stinge bec cu păcii. Na, nu-l fac, că nu mi-a ieșit. Am înregistrat de 3 ori clipul cu fake. Așa că nu o să fie clip cu tutorial cum să stingi becul de inspecție din bord. Așa că am în față un golan care merge pe avarii. Pe break. Na bun, asta ce fiind spusă, hai că acum te putem depăși. Dezinsecție și de... Aua, ce sunete are! Aua, ce sunete are locanul ăla! Da, dezinsecție și teratizare. Cred că le-au ajuns cuvintele și blastămele gândașilor și șobolanilor și insectelor omorâte de ei. Are niște sunete acolo foarte spectaculoase. Avea, n-am trecut pe lângă el. Nu știu dacă le-a prins microfonul, dar... Urechea mele... Alt... Bă, dar ce naiba e astăzi, mă? Toată lumea parchează pe banda a doua. Pavari. Nu, bun, asta fiind spusă, ziua de joi s-a încheiat cu succes. Hai să lăsăm pe PC, da? Tu ești tâncoaș de trecea de pietoni, așa că mai ai o țară de răbdare. O lăsăm pe PC. Am lăsat-o pe PC acolo, îmi place să treacă așa să le prezinte la alții uniforma ei. Și asta totuși merem la mecanic. Să rezolvăm băbuța. Da, am mai observat în tot timpul când am făcut tura de dimineață că ceva exterior din toba de eșapament se exfoliază. Dar asta e o problemă minoră. Deci mai avea încă vreo două suprafețe. Și nu e foarte scumpă. Chestia e că dacă și aia aftermarket e la fel de rezistentă ca asta, care crezi că e de aia din fabrică. Bineînțeles că aici în zona asta trebuie să facă stânga, în trafic, după o bandă pe sens, pe partea altă, sunt aproape două benzi pe sens, aici avem și linii de tramvai care arată ca vai șamar de mama lor. No, bun. Astea fiind spuse, merem să resetăm inspecția. Facem inspecția la mașină, în ghilimele, resetăm o eroare. Mă rog, nici măcar nu e eroare, e un avertisment. Deci resetăm avertismentul de inspecție mașinii. Că am uitat să o resetăm. Și nici n-am verificat-o atunci câte mii de kilometri mai avea. No, în felul ăsta m-am făcut și eu cu o plimbare în plus. Mă întâlnesc cu mecanicul. Băi, bun. Și poate văd și pe mine. Câinele lui. No. Până data viitoare, Lau vă salută și... Dați voi colțul mai departe, știți ce să faceți cu magicile butoane. Ca să ești nou, nu uita, subscribe, mă ajută și pe mine. Hai, ne vedem. A, apropo, în seara asta de joi, să avem și live. Gaming,
jucăm, nu știu, Paladin sau Last Man Standing. Na, până atunci, hai, să fiți cuminți. Ciao.